Salutare oameni buni, Hristos a înviat și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Nemții și astăzi am revenit cu un nou episod în care o să deschidem premiile de la Squad Battles de pe două conturi și o să deschidem un Mid Icon Pack la mine pe cont și să vedem dacă o să ne pice ceva cu care să ne îmbunătățim echipa, un jucător care să ne ajute să ne pice și nou un icon extraordinar, deoarece numai ghinioane am avut la icon pack-urile astea. Dar începem cu aceste două premii destul de slabe din Squad Battles, de rewards-urile de la Squad Battles, unde nu prea am avut timp să jucăm. Dar e bine că sunt aici, am primit și vreo 10-12k. Nu uitați să îmi lăsați un like la acest video și să vă înscrieți la giveaway-ul de pe pagina de Facebook organizat de noi, de Nemții TV. Vă las un link în descriere și vă aștept acolo să vă înscrieți toți. Poate, de ce nu, aveți șansa să câștigați unul dintre cele două premii. Și să revenim la pack opening-ul nostru, mai avem un Jumbo Premium Gold Pack, după care deschidem Mid Icon Pack-ul. Nu este nici măcar boards. Mid Icon Pack-ul pe care l-am făcut înainte de Weekend League, de fapt sâmbătă dacă nu mă înșel, și am jucat finalul de Weekend League cu acel jucător în echipă, acel jucător surpriză în echipă, brazilian, un icon brazilian ne-a picat. Și avem Mid Icon Player Pack. Să vedem ce noroc avem. Hai cu un flag bun. Hai cu Brazilia. De fapt, stați că deja v-am spus că este brazilian. Ce ame! Și atunci mintea femeia a fost Ronaldinho. Am zis că yes, dar nu. Este Kaká de 89. Un jucător decent. E upgrade. L-am avut pe Rivaldo, pe care l-am jucat în poziția asta. După am avut Lucas Shape Shifter ăla sau nu știu ce e. De fapt nu e Shape Shifter, care e mai scump. Lucas Team of the Week Moments, pe care l-am jucat puțin weekendul trecut și acum a venit acest Kaká, un jucător bun, e peste Lucas și peste Rivaldo, este clar, și e un jucător care m-a ajutat în Weekend League-ul ce tocmai a trecut. Așa a arătat echipa cu care am atacat Weekend League-ul, Foot Champions-ul ce tocmai s-a încheiat, unde am obținut 17 win-uri. Am avut 17 win-uri și am mai avut două meciuri, foarte aproape am fost de 20 de victorii. Deci o să încercăm săptămâna viitoare. Kaká cu un pace destul de decent după ce i-am pus Hunter. Shooting-ul la fel, shoot power 93. Are și niște trades-uri interesante în afară de acel injury prone. Și avem echipa, o știți, din episoadele trecute. Singura noutate este Kaká. Și să vedem, poate o să-l facem pe acel Ayo Perez de la obiective, să-l băgăm în locul lui Sam Maximan și pe Sam Maximan să-l păstrăm de super sub. L-am debutat și pe Ianis Hagi în acest Weekend League și m-a ajutat așa cât de cât. Și acum să trecem pe al doilea cont, contul prietenului nostru Matei, care a scos Elite 1 la acest, cred că Elite 1 e ăla, nu? Da? Și să vedem ce noroc are. Am completat la el și niște SBC-uri, market match-ups-urile, și a strâns 10 pachețele și să vedem din aceste 10 pachețele poate primește un Team of the Season card de la un albăstrel de la frumos să-l poată introduce în echipă. După cum vedem, a strâns și 180 de cam, a avut mare noroc la pack opening-ul de data trecută și la player pick-uri și a făcut vreo 400.000 de coins, l-a luat pe BNDR parcă și a făcut o super echipă. Renato Sanchez, nu avem noroc în primul pack. Vă reamintesc să nu uitați să vă înscrieți la giveaway-ul din descriere. Poate aveți norocul să câștigați unul dintre cele două premii. Așa că mergeți acolo pe linkul din descriere, pe pagina de Facebook, urmați pașii și eu vă țin pumnii, poate o să aveți noroc să câștigați. Și de asemenea să-mi dați un like acestui video, să strângem și noi 100 de like-uri dacă se poate și să ne mărim comunitatea de aici de pe YouTube. Suntem aproape de 2000 de abonați, avem undeva la 1900 și sper să ajungem pragul de 2000 cât mai repede. Și vă mulțumesc pe această cale tuturor celor care mă urmăriți și mă susțineți cu mesajele voastre. Și să continuăm cu pack opening-ul de pe contul lui Matei, nimic interesant până acum. Luis Gustavo nu am avut nici măcar un boards, nu mai zic de walkout, nu mai zic de Team of the Season. Mai avem 7 pachetele. Small Rare Gold Players Pack, Rare Electrum, Rare Mixed Players Pack, Rare Electrum. Deschidem electrumurile astea care de obicei nu aduc nimic bun sau aduc bun ceva, dar după un prim jucător de ăsta negru, după cum bine vă spuneam, avem pe Talia Fico de 82, dar din păcate sunt untradeable și nu putem să facem niciun bănuț cu ei. Mergem la următorul pachetel, Premium Gold Players Pack, Rare Mixed Players Pack, Prime Electrum. Nu e nici măcar boards, n-am avut parte nici măcar de un board din 4 sau 5 pachetele cât am deschis până acum, dar din totalul de 10 poate o să ne pice ceva. Îl dăm pe Perin pe lista de transferuri și mergem la următoarele pachetele să vedem câte au mai rămas. 5 pachete, Rare Mixed Player Pack, să terminăm cu mixurile astea dezastruoase. Asta e măcar boards, dacă nu mă înșel. Da, e doar boards. Polonez, ST, ar fi fost bine să fie Lewandowski, dar e doar Milik, din păcate, 83. Asta cred că face vreo 1500, 2000 de coins, cred că pe acolo. Vida Stambuli. Am mai rămas cu 4 pecuri, ultimele 4 pecuri de astăzi. Deschidem small rare-ul ăsta. Haide, măcar cu un walkout, să primim pe ziua de astăzi. Nu este nici măcar boards, din păcate. Delaney, Lozano, Guardado, Muslera, Budimir. Scăpăm repede de acești jucători și mai avem 3 pack-uri. Cam cele mai bune de astăzi, 2 premium gold-uri și un prime gold. Și este măcar boards. Este doar boards. German. CAM de la Arsenal. Ozil de 84, parcă. Da, hai. E ok, e decent. E decent. Ozil. Și ultimele 2 pack-uri de astăzi, Premium Gold Players Pack. Haide cu walkout-ul, haide! Nu este walkout, nu este nici măcar boards și am rămas cu un singur pachetel și ultimul pachetel pe ziua de astăzi. Nu prea am purtat noroc, dar după norocul de la Pecoperingul trecut, Matei mai are puțin de tras până să mai prindă ceva jucători buni, că are o balanță, sigur, cei de la ei au ei o balanță, să nu ne umple chiar non-stop de jucători buni. Nu e nici măcar boards, nici în ultimul pachet. Acesta a fost pack opening-ul de astăzi. Vă urez o săptămână bună în continuare. Mult succes la pack opening-ul vostru. Nu uitați să-mi lăsați un like la acest video, să vă înscrieți la giveaway-ul din descriere și ne vedem la următorul episod. Să aveți o zi bună în continuare, o săptămână plăcută. Vă pup!